A fost un joc extraordinar de disputat, un joc pe care noi l-am început mai timorat, nu am avut, eu știu, încrederea să mergem mai repede peste CSM București, dar treptat cred eu că ne-am găsit cadența, am reușit să ținem piept unei super echipe cum este CSM București, cu foarte multe valori. Mă bucur că am găsit soluții după pauză să revenim în joc și ne-a lipsit foarte puțin de a obține o surpriză astăzi. Cred că am fi meritat-o după repriza a doua. Din păcate, poate și lipsa de experiență și frica de, eu știu, nu, a nu greși pe final de joc s-a întors împotriva noastră. Experiența, cred că și-a spus cuvântul la București, au reușit să-și ia niște acțiuni individuale și să rezolve jocul. Nu pot decât să-mi felicit echipa pentru abordare, pentru determinare, pentru faptul că am fost la câteva secunde de a învinge CSM București. Cred eu că încă o dată am demonstrat că HM Roman este o forță în România. Mă bucur că reușim jocuri și evoluții foarte bune. Din păcate, uneori mai avem și ghinion. Este al doilea joc după cel de la CSM București, când l-am pierdut dintr-o aruncare directă după încheierea jocului. Astăzi, la fel, în ultimele secunde, am pierdut un joc. Trebuie să ridicăm capul sus, venim după o serie de 4 victorii consecutive. Cred că am confirmat astăzi evoluția bună a echipei din ultima perioadă. Din păcate, nu am avut-o astăzi în joc pe Stoleru Carmen, capitanul echipei. Poate dacă ar fi fost și ea în anumite momente, poate am fi putut astăzi să, și în acest moment să ne bucurăm de un rezultat mare pentru HM Roman. Mergem înainte. Cred eu că acest joc și această evoluție dă încredere echipei și sper din tot sufletul să ne realizăm toate obiectivele de performanță propuse. Un arbitraj controversat în această seară? Nu vreau să comentez arbitrajul. A fost într-adevăr pe final de joc la egal, nu știu, cam repede am intrat în prepasiv și a avut CSM-ul posibilitatea să aibă ultimul atac unde au și înscris, iar cele 10 secunde nu au fost îndeajuns pentru a înscrie. Mai mult decât atât, pe final de joc, când mingea era lăsată în out, nu s-a cerut time-out și s-au scurs cu secundele și n-am avut posibilitatea măcar să aruncăm la poartă doar din aruncare directă. Sigur că nu sunt eu în măsură să analizez arbitrajul. Eu mă bucur pentru faptul că am dat cea mai bună replică CSM-ului până în momentul de față în România și sper să ne menținem aceleași prestații, aceeași consistență în joc și, bineînțeles, să avem mai multă încredere în noi, pentru că au fost finaluri de joc care ne-a lipsit puțină încredere și poate ne-a fost frică de anumite rezultate foarte mari. Dar mergem înainte, eu sunt mulțumit de faptul că suntem o echipă puternică și sperăm să fim în continuare la fel. Urmează o pauză în Liga Națională, urmează meciurile naționale României. Cum vedeți disputele României? Cred că Naționala României are un ascendent moral după medalia de bronz. În mod normal ar trebui să-și continue seria jocurilor bune. Rămâne de văzut. Primele jocuri sunt cu Norvegia, meciuri foarte dificile. Norvegia în ultimii, cred că 14 ani, a învins România. Sper să aibă șansă să joace cât mai bine și să confirme medalia de bronz. Știți cum e, toată lumea așteaptă în acest moment, după medalia de bronz, rezultatele să fie la fel. Eu sper să aibă constanță în evoluții și să se mențină pe aceeași linie. Am înțeles că mare parte jucătoarele sunt apte, mai au și accidentări. Cât de mult va conta lipsa de Nichi pentru turneul preolimpic? Va conta mult.
am simțit și noi când am fost la echipa națională pe pielea noastră la campionatul european din 2014 de la Debrecen, din Ungaria, când Ada Nechita s-a accidentat, a trebuit să aducem pe Udrich Stoiu de acasă, ne-a dat puțin peste cap planul tactic și s-a resimțit. Sper să nu fie și de această dată resimțită atât de mult prezența ei în teren, iar cele care vor juca pe postul respectiv, Laura Kipper și Udrich Stoiu, să aibă evoluții bune și să dea un randament așteptat de toată lumea. Eu urez succes echipei naționale, am încredere că vor face jocuri bune, sigur că nu vor avea o misiune deloc ușoară, dar nu ne rămâne decât să avem încredere și să sperăm în rezultate pozitive. Într-adevăr, un meci destul de dificil pe care ni l-am făcut noi singure dificil. În prima repriză am jucat destul de bine și zic eu colectiv. În a doua repriză cred că am lăsat-o un pic mai moale și din cauza asta au și venit peste noi. Victorie foarte importantă în ultimele minute. Pardon, normal. Este foarte importantă pentru noi, fiecare punct e important pentru noi, pentru că, după cum știe toată lumea, ne batem cu Baia Mare la titlu și cine greșește, acela sigur va pierde titlul. Se simte oarecum și oboseala după meciul din Cupa Europene și cel din campionat? Se simte, pentru că avem un program foarte încălcat, dacă nu suntem cu echipa, suntem cu naționala, jucând meci de meci, este foarte greu și foarte obositor, dar n-avem ce să facem, asta e programul și trebuie să ne supunem. Cade bine această pauză? Chiar o pauză. După cum știți, avem niște meciuri destul de grele, niște calificări foarte importante pentru noi, care ni le dorim pe amândouă, cu toate că la una suntem deja calificate, dar ne dorim foarte mult să câștigăm cu Norvegia. Veți meciul cu Norvegia și mai ales dacă vă așteptați să fie atât de dificil la Roman astăzi? Meciul cu Norvegia o să fie un meci destul de greu. Noi ne dorim foarte mult să câștigăm cu Norvegia, ne-am dorit din totdeauna să batem Norvegia. Eu cred că la Cluj vom disputa un meci destul de bun din cauza sălii, din cauza publicului care va fi acolo și ne va susține. Publicul a fost și astăzi un adversar? Da, întotdeauna, ca la toate echipele, eu zic că publicul susține echipa gazdă, este normal și este la o luptă la jucători. E normal să te susțină, eu cred că te motivează și, nu știu, îți dă un elan în plus. Vă așteptați să fie dificil la Roman astăzi? Normal, am așteptat să fie destul de greu, tot timpul am avut meciuri grele aici, dar țin să le felicit pe fete, pentru fair play, pentru tot și felicit colegele mele pentru această victorie.